Rezistența armată din Carpații Făgărașului a fost cea mai lungă încleștare dintre românii sângerând pe creste spre a păstra onoarea acestui neam și regimentele de securitate aservite puterii comuniste. Timp de peste 10 ani, între anii 1946 și 1957, partizanii din munți au fost singurii oameni liberi într-o țară subjugată. Reduta Făgărașului a fost ultima cucerită. O cană de apă de ei fi dat unui fugar însemna adeseori condamnarea la moarte. Și totuși, cu mii de jertfe, țăranii i-au adăpostit pe luptători, le-au dat alimente, haine, arme, date prețioase despre mișcarea trupelor de securitate și adesea un loc de mormânt în grădina lor. Câte merinde de drum au pus pentru fugarii din munți femeile acestui colț de țară, nu se va ști niciodată. Știi de ce lumea a supărat aici în sala noi? Pentru pământ, doamnă. Că nu le mai convine. Are doamna Leanuță aici atâtea pugone, uite, îi mai zice, când a luat cotitura încoa. Cine e doamna Leanuță? Florea. Sora băieților de munți. Da. Sora dunșare, lenecat pentru pământ, că altceva lumea n-ar avea nimic. Eu n-am nimic cu lumea din sat. Că lumea din sat mie nu mi-a făcut nimic. Eu am ce am cu anchetatorii. Că bătea așa ca animalele. Vă mai cerem un efort de memorie. Un efort care sigur că vă tulbură și vă îndurerează. Momentul când a pătruns, când a venit în celula dumneavoastră sau în închisoare, lotul Arnăuțoiu. Doamna Arnăuțoiu, doamna Năstase și Riza Elisabeta. Și cu Riza Elisabeta era și o fiică de-a ei căsătorită în domnești, Lenuța. Aia nu era bătută. Poate că nici doamna Arnăuțoiu, că o fi ținut socotea la anchetatorii de bătrânețe a dumnea ei. Nu pot să știu, dar am văzut pe Riza Elisabeta cu părul, cu scăfârlia goală. La anchete își înveleau părul ei mare peste mână și o învârteau așa în cameră de toți pereții. De i-au smuls părul din cap. Doamna Năstase ne-a arătat cu rușine, dar ne-a arătat, era numai găuri negre, că o punea în cameră goală cu câini, îi asmuța pe câini și îi rupea bucăți de carne din ea. Nu vă vine să credeți, dar așa era. Poate că mai trăiește doamna Năstase și puteți să o întrebați și pe Riza Elisabeta. Nu m-a putut prinde dumnealor niciodată decât am fost părâtă. Că eu făceam așa, el eram micuță, mă străcuram printre uluși, printre garde, pine unde puteam eu, căram de ziua într-o groapă halea ce trebuia să le duc, aveam unde să le ascund și ei venea și le lua. Mai la urmă de tot, am făcut, adică tot dumnealor m-a învățat, și am făcut, era într-o salci, o gaură, căsuța poștală. Și eu când era ceva, îi anunțam, când era ceva, scriam, îi anunțam. Aveam mâinile bune. Acum m-am mai pornit să mă iscălesc că e. Uitați-vă cum e degetele mele. Și asta e moi, degetele astea. Nu-mi porni să mă închei. Așa. Și le duceam să mă întâlnea. Na, domnul Iancu, până într-un rând, a venit în casă. A venit în casă, în camera aia. Colonelul Orsenescu. Că n-a știut de prima dată, eu m-am dus la dumneavoastră, o apă de aici la mine, de la puț, și m-am dus, nu știu, până la dumneavoastră de ce m-am dus și am văzut o oală mare pusă pe mașină cu mâncare. Și o vorbă, o voce, nu la băieță dânșii, e o voță mai schimbată. Dar ce-am întrebat eu, în casa omului vine oricine. Și nu mi-a spus nimic cu Conița. Atunci nu mi-a spus nimic. Am plecat, am venit acasă, după aia nu s-a putut păzi de noi. N-avea cum. Și mi-a spus. Că uite a venit Arsenescu și uite așa și uite așa și așa. Am tăcut, nu i-am spus nici lui bărbat. N-am suflat nici la copii, n-am spus nimic. A stat așa până într-un rând. Ce s-a întâmplat? Cine le-a spus la moară? Domnul Tomița, la tata lui tale, i-a spus că să plece, că vine... Dar de atunci nu sunt vinovată eu. Nu sunt vinovată, că nu i-a spus eu atunci. De multe ori le-am spus să fugă, dar atunci nu știam.
să plece, că vine mașinile securității. Ea a dispărut, a fugit de acolo ea. A fugit și trei mașini a și venit. A venit și a plecat. Na. Și când a plecat pe mult, noi le duceam mâncare pe unde puteam, le duceam. Ba eu, ba altă, ba altă, ba doamna le da pe un preot. Nu vă era frică? Așa, doamnă. Acum vedeți că acum mi-e acum de când cu crucea asta am început să... N-am mai dormit nici aici, că aici dormeam. Și n-am mai dormit. Că de bine zic și îmi trage una pe resta. Și așa dorm eu într-o cameră, Gheorghe, în altă. Acum vă e frică? Acum mi-e frică. Uite, și acum ce frică, acum ce vorbim, mi-e frică. Că aude ăștia că sunt mulți care îi plătiți, adică le dă băutură unul și altul și ăștia strigă, face ce vă zic ăia. Aia. Dar atunci nu v-a fost frică. A, nu, și nu, nici nu mă prindea. Eu nu spuneam la nimeni. Eu făceam singură. Păi dacă garda păza aici, ăștia, și când venea schimbui și înaintea la ăla și eu aveam scara pusă că ieșea cu și mă da jos peste cară, aveam alea în băț, în beci, le luam, numai în cămașă de noapte și pe lângă veciu, aveam două luși coase numai de jos, le dam la o parte, dam alea în grădină și era o groapă acolo și puneam crâși pe ele. Și venea repede încă, când venea la cea că viu de la folosit, dam pe dur, mă băgam în casă, mă încuiam și mă culcam. Și el păzat afară. Și ăla în scândrie atunci venea și le lua, că știa unde sunt. Știa, i-am păzut, i-am aclotit cât am stat aceea. După aia rămas biată Marinica aia mea soație. Că eu... Dar de la mine n-a scos nimic, doamnă, nimic. M-a urmărit, m-am dus la domnești. Și a zis un șef de post de aceea, zice, când pleci la domnești, că de ei știa, totul ne plec, că era bărbatul meu fugit. Așa, să plec. Mă duc, zice, dau scrisoare să o duci la miliție, la Corșuri, la Stăniști. Zice, domnule, chiar pe lângă miliție trec eu. Am văzut că unul cu bicicleta mereu mergea. Când vedea că mă depășește, să făcea că să strică aia, mă, ăsta firea la dracu, le zic, ăsta mă urmărește. Mă urmărește asta, pe mine acum mă urmărește. Zic, de ce, cum să strică motocicleta, când colo, nu, bicicleta? N-am băgat pe nicăieri. Ei atunci era la câte pâinărei. Știi pe unde e pâinărei, știi? Ai trăit acolo munți. Acum m-am dus, am scos scrisoarea și i-am dat. Dacă i-am dat scrisoarea, bine că i-am dat. El a dat telefon la domnul și m-a urmărit una. Mă ia și mă duce aici la post. Mă duce la post, m-a bătut vreo de seara până dimineața. Până când să facă ziua așa. Era ăsta, capitanul Cârnă. Asta nu l-a șertat, doamnă. Ai zice morți, mai lasă-mă o țiră să-mi fac și eu cu dânsul cum și-a făcut și dânsul cu mine. Pe ăsta nu l-a șertat. Că el am stot, el mi-a înghițuță, dar ăsta nici de cum, pe capitanul Cârnă. Așa. Mă bate, mă întreabă unde se bărbată tău. Unde iar năuțoii? Nu știu. M-a bătut vreo și m-a îndoit peste un pat de fier de la mici. Maiorul Marin mă ținea de picioare și al lant mă îndoise așa. De aici de corp, cârnul. De mai decât trăziu așa, m-a adus acasă. Și spune la fata mea mare, zice, maică, te trebuie un ceai cald. Și un pam moale și un ceai cald.